pusturile orare. Deci înainte ca trenurile să se dezvolte, da? Existau, numai în Statele Unite, existau 54 de fusuri orare. În sensul că fiecare oraș mai mare cu zona din jur își lua ora de la ceasul Centru. din centru pieței. Și la fel era și în Europa, mă rog, în Marea Britanie mai exact. Și presupun că și în Europa la fel. E, în clipa în care trenurile au început să meargă, da? Și au început să meargă cu oarecare consecvență, da? Se punea problema editării unui mers al trenurilor, da? Că trenul ăla e bun, dar trebuie să și știi când vine, când pleacă, când ajunge, unde se duce. Ok. E, și nu puteai să pui, imaginează-ți cum ar fost să scrii un mers al trenurilor, da? Care pleacă la ora 2, ora Bucureștiului, ajunge la 2 și un sfert, ora Ploieștiului, da? Deși el face 45 de minute, Ok. da? După care ajunge pe la 3:40 la Sinaia, ora Sinaiei, evident, așa, deși între Ploiești și Sinaia mai face doar vreo 40 de minute. Ok, era un haos total, ar fost un haos total. Nu știu dacă în România s-a întâmplat exact așa, dar în Statele Unite s-a întâmplat exact așa. Și atunci, companiile de cale ferată au unit fusurile astea orare din America, da? De la 54 la cele 4 care sunt și astăzi.